Știi deja că implicarea elevilor în procesele participative este nu doar salutabilă, ba chiar necesară. În modulul precedent am menționat că participarea elevilor este importantă pentru dezvoltarea lor de ansamblu și pentru crearea unui mediu școlar stimulant. De asemenea, ești la curent că există o diversitate de forme și modalități de participare ale elevilor. Astăzi vom insista asupra două dintre ele, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă. Consiliile elevilor sunt organe de autoguvernanță formate din elevi, aleși sau desemnați, care au misiunea de a asigura participarea elevilor în luarea deciziilor și de a reprezenta interesele acestora în relațiile cu toți actorii din sistemul educațional. Consiliile elevilor sunt create la nivel instituțional, acesta fiind Consiliul Școlar al Elevilor, sau regional, Consiliul Regional al Elevilor și, evident, Consiliul Național, care este Consiliul Național al Elevilor. Rolul consiliilor elevilor este semnificativ. Consiliile elevilor contribuie la dezvoltarea abilităților de liderism, la înțelegerea proceselor democratice și la formarea cetățenilor activi și responsabili. Ele sunt un element important al vieții școlare și pot influența în mod semnificativ climatul și cultura educațională a unei instituții. Grupurile de inițiativă sunt adunări de persoane care se unesc pentru a iniția și a promova acțiuni, proiecte într-un anumit domeniu de interes. De regulă, acestea sunt grupuri de scurtă durată, formate din indivizi motivați și implicați care doresc să aducă schimbări pozitive în comunitatea lor sau într-un anumit domeniu. Caracteristicile cheie ale grupărilor de inițiativă sunt motivația și angajamentul. Membrii au un scop comun și își asumă angajamentul de a realiza proiectele sau obiectivele stabilite. Independența. Ele au adesea libertatea de a-și stabili propriile direcții și de a lua decizii autonome. Diversitatea. Membrii grupurilor de inițiativă pot proveni din medii diverse și pot avea abilități și experiențe total diferite. Planificarea și implementarea. Grupurile de inițiativă dezvoltă planuri și strategii și pun în aplicare proiecte sau inițiative. Participarea voluntară. Membrii grupurilor de inițiativă se implică din propria inițiativă. Comunicare eficientă. Comunicarea deschisă și eficientă este esențială în cadrul grupurilor de inițiativă pentru a asigura coeziunea și colaborarea între membrii. Aceste grupuri joacă un rol important în promovarea schimbărilor pozitive și în crearea unui impact semnificativ în diferite contexte, cum ar fi cel educațional, social și chiar cultural. Aici încheiem modulul al treilea, dar nu înainte de a te invita să continui cursul nostru de participare civică și democrație.